Vreau să încep prin a-l întreba pe Aurel Pantea de ce premiul de poezie Lucian Blaga. Pentru că existau vorbe încă destul de sus undeva între istorici și critici literari care ziceau, unii dintre ei puțin, domne, nu ajunge România un singur mare premiu, premiul național de poezie? Se pare că nu ajunge. Pentru că trebuie să recunoaștem valorile întregilor marilor poeți români și cred că Lucian Blaga este unul dintre cei trei mari piloni ai literaturii române. Suntem, zic eu, la o mare sărbătoare a poeziei. Domnul Dumitrel s-a uitat mereu aici în primul rând și vorbea de nominalizație. Sunt în sală 10 mari poeți și critici literari care au răspuns chemării noastre să vină la acest eveniment, la acest proiect cultural. Pentru că, desigur, toți știm că cultura înnobilează. Vă gândeam, în primul rând, la că în sală se află și foarte mulți tineri, adică tineri aceștia care probabil asistă la un moment unic, la un moment special. Și mi-am zis, Doamne, ce frumos ar fi să citească și ei elogiul statului românesc al lui Lucian Blaga, cu care discursul de la Academie, și să constate ce spunea Lucian Blaga despre propria sa copilărie. Cât se datorează faptului că ea a devenit un mare duet, faptului că a copilărit la sat. Așadar, proiectul nostru, cum spunea Aurel, merge mai departe și cum spunea domnul Dumitrel, îl vom susține din toată inima și cu toate eforturile financiare. Sperăm să aducem în continuare valori deosebite în acest spațiu și să oferim generațiilor, mai ales generațiilor tinere, șansa de a se întâlni cu cei mai de seamă poeți ai momentului nostru. N-a fost deloc ușor pentru a se nominaliza cei 7 poeți. A fost nevoie să cerem sprijinul tuturor filialelor din țară, postul de filiale, și ca în final să avem poeții nominalizați și un juriu condus de domnul Manulescu să hotărească. Juriul s-a întâlnit astăzi dimineața la ora 9, la Hotel Alegria, într-un spațiu frumos și a delic pe drag. Așadar, să mergem mai departe și vă așteptăm în continuare aici, anii viitori.